vreau să vă spun că mai mult decât atât, faptul că am reușit să atribuim contractul, tariful este foarte bun. 2,26 de lei pe persoană în rural și 5,36 de lei pe persoană în urban. Mult sub tariful actual pe care îl practică operatorul. Deci, pentru Roman și pentru celelalte două de comune ar fi un lucru benefic, iar la Giro nu ar mai ajunge deșeul nesortat. Deci este foarte important să votați acest proiect de hotărâre pentru ca să putem chiar să semnăm contractul.